Cazul Robor Problema nu este investigația Consiliului Concurențe legată de Robor, ci cât de relevant este acest indice atâta timp cât nu prea se fac tranzacții la dobânzile care formează Roborul. Consiliul Concurenței a început o investigație legată de modul în care cele 10 bănci care cotează robor stabilesc dobânzile. Toată lumea a aplaudat începerea acestei investigații, dar vom vedea dacă autoritatea de concurență va găsi dovezi prin care să demonstreze că băncile s-au înțeles între ele cum să coteze dobânzile, astfel încât roborul să crească cât mai mult. Roborul este o medie aritmetică a dobânzilor cotate de cele 10 bănci, iar ceea ce rezultă este folosit ca un indice de referință pentru creditele acordate de bănci companiilor și persoanelor fizice. Problema nu este această investigație, ci modul cum se calculează roborul. El este un indice artificial, pentru că se fac prea puține tranzacții la aceste dobânzi care sunt folosite în calculul roborului. Au fost zile în care pur și simplu nu s-au făcut nicio tranzacție la dobânzile respective, deci ar putea fi prea puțin relevant pentru piață. Dar aceste dobânzi, cotate de bănci, sunt peste piață, de multe ori cu mult peste piață. Sunt și peste cea mai mare dobândă a băncii naționale, rata lombard, la care băncile se pot împrumuta direct de la Banca Centrală. Robor la 3 luni este de 8,2%, dar băncile se pot împrumuta de la BNR și chiar o fac la o dobândă de 7,25%, de sub robor. Mai mult decât atât, pe piața interbancară, acolo unde băncile se împrumută între ele cel mai mult, dobânda medie în luna octombrie a fost de 6,37% față de un robor de peste 8%. Pe 1 noiembrie, dobânda de pe piața interbancară, acolo unde chiar se fac tranzacții, a fost de 6,5% la un robor de, atenție, 8,2%. Sunt multe anomalii în piață și este foarte greu de explicat către public, în primul rând de către Banca Națională, cât de relevant este roborul atâta timp cât la dubânțile respective se fac prea puține tranzacții între bănci sau chiar deloc. Dacă roborul ar fi avut în spate tranzacții relevante, nu s-ar fi ajuns la această investigație. Și nici băncile nu ar fi sărit calul cu roborul, așa cum a spus guvernatorul Băncii Naționale.